Mii de români se întorc din străinătate după ce și-au petrecut acasă vacanța de Paște. Astăzi a fost ultima zi în care oamenii au stat la cozi uriașe la granițe, iar reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră estimează că de mâine traficul revine la normal. Peste 630.000 de persoane au tranzitat frontiera României în această perioadă. Numărul celor care s-au întors acasă de Paște este cu 50% mai mare față de anii trecuți. În mini-vacanța de Paște și 1 mai, care a durat doar 4 zile, cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei au fost cele de la granița cu Ungaria, unde au trecut peste 250.000 de persoane, și de la granița cu Bulgaria, unde au trecut 100.000 de persoane, atât pe sensul de ieșire, cât și pe cel de intrare în țară. Polițiștii de frontieră susțin că a fost aglomerat și pe aeroporturile din țară, fiind înregistrate la punctele de trecere aproximativ 150.000 de persoane. Vacanța a luat sfârșit astăzi, așa că și frontieriștii vor avea mai puțină treabă. De mâine traficul din vame revine la normal.